Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la noua ediție a emisiunii Audiențe în direct. Așa cum puteți constata din presa scrisă, dar și din emisiunile majorității posturilor de televiziune, în vecinătatea noastră, la câteva zeci de kilometri, așa cum se spune de către unele organisme de presă, este război. Provocator, se zice că e Rusia, dar în egală măsură se pare că anumite voci ca să salveze decizia lui Vladimir Putin vis-a-vis de atacul asupra Ucrainei, ci că ar fi fost provocată armata rusească și așa s-a ajuns la război. Oricum, situația este nici cel puțin caldă, că este fierbinte. Mai ales că anumite organisme de presă acreditau ideea că deja la Cernobâl, la fosta centrală nucleară Paza, haideți să nu creez alte discuții, e asigurată deja în comun de către ucraineni și ruși, probabil, pentru a evita anumite probleme de natură nucleară. Pentru a vedea sau afla câteva aspecte referitoare la ceea ce înseamnă Ucraina, la ceea ce înseamnă diverse motive invocate de către Federația Rusă, respective de necesitățile pe care le are populația ucraineană și armata din Ucraina, l-am invitat în studiul Informația TV pe domnul Pavel Prodaniuc. Pentru cei care nu-l cunosc suficient de bine, a lucrat o viață în armată și cu siguranță o să poată să vă prezinte, să ne prezinte anumite aspecte, dacă vreți, de finețe, anumite lucruri pe care un simplu analist politic sau un simplu analist economic s-ar putea să nu le pătrundă și să nu le poată explica în suficientă măsură. Iată că, fiind în studiourile Informația TV, îl provocăm la dialog. Bine ați revenit, domnule Pavel Prodaniuc. Bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Așa cum prefațam, la câteva zeci de kilometri, situația e fierbinte. Deci, cu alte cuvinte, vorba aia, când ai ajuns în Halmeu, deja zici că ești în Ucraina, sau când ai spus în ești în Tarna Mare și acolo zici că ești în Ucraina, că e frontieră terestră, deci nu e mare distanță. Ce ne puteți spune vis-a-vis de populația de etnie ucraineană, care în bună parte are și nu numai corespondenți, ci și rudenii, dacă vreți, în județ la noi și în Maramureș, chiar până știu eu, până în zona Suceava. Deci ce puteți prezenta telespectatorilor noștri? În primul rând vreau să rectific un pic ce ați scris în ziar, că eu nu sunt membru Uniunii Ucrainenilor. Eu am venit în numele meu propriu. Deci opiniile mele vor fi ale mele personale. Nici eu nu sunt analist militar, strateg. Am lucrat în armată, sigur că am anumite cunoștințe mai... Sunteți mai umblat, cum ar zice românul, absolut. Atât în ceea ce privește armata, atât în ceea ce privește anumite strategii absolut. Care absolut. Pot fi aplicate, implementate într-o conflagrație, sau să o numesc așa, într-un război, da. Chiar că așa este. Să vă răspund la prima întrebare a dumneavoastră referitor la vecinii noștri, Ucraina și județele limitrofe României. Ce să vă spun? Mă refer la județul, la regiunea Zacarpatia, pentru că asta este mai multe amestecuri de neamuri și popoare în Zacarpatia. Sunt slovași, sunt maghiari, sunt români, nu, sunt... Nu întâmplător se vorbea despre trei hotare, oarecum, deci la Halmeu. Da, de ca triplex. Ca și confluență. Exact, exact, da. Ca și așezarea populației după anumite etnii, să zicem că partea Beregovo, Vinogradov și o parte din Hust, o parte numai, și o parte din Ușgorod.
Nu degeaba, acum că s-a făcut reorganizarea administrativ-teritorială a Ucrainei, a rămas raionul Beregovo, n-a fost desființat. Deci raionul Beregovo este un centru al etniei maghiare, care a cuprins și Vinogradov, raionul Vinogradov și o parte din raionul Hust. Sigur, s-a făcut presiune atunci. Știți, că fiecare popor și fiecare țară își apără etnia ei. O să ajungem mai târziu la subiectul războiului. Zonele mai populate de etnici maghiari, cum am spus, e zona Beregovo. Când mergem mai spre est, începem dincolo de Hust, începe populația română, români de Nicolătisa, cum zicem noi, care merge... Iar să nu uităm, scuze că intervin, și istoricii susțin că o serie întreagă de documente care privesc județul Satu Mare și anumite activități care au fost aici, le găsești unde? La Ujgorod, le găsești... La Mukacevo. La Mukacevo, da. Bine, deci, documentele se păstrează acum, numai acolo. Nu, deci vreau să spun că aceste așezări de dincolo de graniță prezintă interes inclusiv pentru România, deci pentru a putea în orice moment, să zicem, consulta anumite arhive, anumite documente. Prima scrie limba română unde a fost? La Peri, Mănăstirea Peri. Ei, și acum am amintit că partea, cum mergi mai spre est, este populația românească, dincolo de Carpați, deja când începe Cernuțiu, după Verhovina, sigur, tot populația românească este, care după aceea înconjoră Moldova în jos și merge până la Odessa. Iar să nu uităm că Eminescu și alții vorbeau despre Cernăuți, despre ceea ce însemna... Problema se pune acum... Populație românească. Problema se pune cât de adânc merge în istorie. Că dacă vrei să ajungi la Adam și Eva, putem să emitem fiecare pretenție. Păi acum, invocându-l pe Eminescu, n-am mers chiar atât de departe, că am mers numai 170 de ani. Da. Ceea ce în istorie nu înseamnă enorm de mult. Destul de 100. Câteva generații sunt acolo. Bine, acum depinde din ce unghi privești și cum. Pentru că e adevărat că toți raportat la ceea ce înseamnă Ucraina și v-am provocat vis-a-vis de vârsta, să zic așa, modestă, să nu-i spun altfel, a statului ucrainean. Sau puțin peste ceea ce înseamnă... Bine, dumneavoastră vă referiți acum 18 ani. Vă referiți la ceea ce a fost după 2000, adică după ce s-a destrămat URSS-ul. Exact, deci după ce lagărul comunist într-un tot s-a... Nu știu, a ieșit, să zic așa, din vechile cutume, zicând că a scăpat de... Da. Comunism, despre știu eu, s-a desprămat tratatul de la Varșovia, toate chestiile astea. Ori după aceea au venit, așa cum astăzi se tot bate monedă. Sigur. Nu știu dacă justificat sau nu vis-a-vis de... Pro și contra de teoriile. Dar istoricul recent al Ucrainei. Hai să pornim de la declarația lui Putin înainte de pornirea atacului, înainte de agresiune. Deci, în declarația ce a zis? Statul ucrainean creat de Lenin, da? Creat de Stalin. Luat teritorii de la toți vecinii, da? Deci, ce a creat el? A creat o anumită teorie în care statul ucrainean a existat. Dar hai să mergem în istorie. În 1900, deci, și apropo, de unde a plecat el? A plecat de la Riurici, frații Riurici, în 1200, da? Până în 1200, de la Vladimir, care a creștinat poporul Rusia Kieviană în 1982. Deci aproape 3 secole. De ce a omis această parte a istoriei poporului ucrainean? Pentru că nu-i convine. Ei știu că izvorul lor a Rusiei este la Kiev. Revenim la ideea. De ce vrea să desfințeze Kievul, să radă de pe pământ? Să n-aibă izvor. Să zică că Rusia este aia care este acum. Adică să scoată rădăcinile cu ghilimele, absolut, da? Absolut, absolut, absolut. Că ei nu provin din Kiev, ci ei sunt, ei sunt mama Ucrainei. Deci de asta a făcut el teoria asta cu atâta, nu cu abilitate, că a falsificat-o grosav, că decât dacă știe cine, nouă ne lipsește istoria poporilor slave.
Nu, tuturor, nu numai nouă, dar la toată Europa. Popoarele slave se împart în trei categorii. Sunt popoarele slave de răsărit, în care intră Rusia, Ucraina, Belarus. Sunt popoare slave de apus, în care intră Polonia, Cehia, Slovacia. Și sunt popoare de sud, între Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, etc. Deci, a nu se crea, de aia noi punem un pic într-o poziție așa defavorabilă Ucraina în cadrul grupului slav de răsărit. Da, dar să nu uităm că anumite ipoteze, anumite discuții pot fi abordate din unghiul care ție îți convine, nu tot în modul în care a trebuit să zici, băi, hai să fiu transparent, să fiu drept. Uite, asta a fost. Are și ăla dreptate, are și ăla dreptate. Tocmai de aceea. Varianta de mijloc. Tocmai de aceea. Și hai să ajungem la epoca modernă, acum post-URSS. Deci, nu, până la URSS. Dacă în 1919, după Revoluție, după ce Rusia a ieșit din primul război mondial, știi că s-a destrămat totul, a fost haos acolo. S-au împărțit în armata roșie, armata albă. Armata roșie a fost cu Lenin, armata albă lui Denikin a fost armata țaristă. Ei, trupele ucrainene care au fost acolo s-au retras pe teritoriul Ucrainei și au încercat să facă să unească Ucraina. S-a creat Republica Populară a Ucrainei de răsărit și Republica Populară a Ucrainei de apus. Galiția, tot ce a fost până la Belarus, a fost Republica Populară de apus. Cealaltă, dincolo de Dnipru, întotdeauna s-a despărțit așa, a fost Republica Populară de răsărit. N-am reușit. Neșansa lor a fost că s-au născut acolo, locul ăla nefericit. O parte din Polonia, o parte din Rusia. Întotdeauna așa au fost, rușii au numit pe partea lor Ucraina Maloruș, adică rușii minori, Polonia a numit malo-polonez, adică poporul polonez minor. Depinde de interese cum a fost. Ei, de aia ți-am spus că Ucraina are acum ultima șansă și a treia șansă din istorie ca să nu cedeze și să se rupă odată pentru totdeauna de la Moscova, de Moscova. Ei sunt ferm conștienți că ăsta e momentul. Acum și apropo, îmi fac în ghilimele, circul un banc. Zice că Putin tot a încercat să scape de Ucraina, să nu intre în Europa. Dar, din păcate, acum Ucraina a devenit lumea. Lumea a devenit Ucraina. Pentru că lumea s-a mobilizat și ține cu Ucraina. Păi dacă... Bine, acum vedeți că e un curent favorabil, dacă e bine spus așa, Ucrainei și... Un altul care detestă, dacă e bine spus așa, această invazie a lui Putin, deci a Federației Ruse în Ucraina, deși iată că dumneavoastră ați definit ceea ce se discută încă și astăzi, vis-a-vis de gândirea lui Vladimir Putin, de a rupe Ucraina în două, adică una să fie, cum spuneați, cea vestică, dar neutră, exact. Și cea de răsărit, să fie partea a noastră, te rog. Lui, să zic așa. Până la Putin nu este primul care a zis că va desfința, că va rupe Ucraina. Primul care a rostit acest cuvânt a fost Jirinovski. În 2001-2002, cam așa ceva. La un congres al Dumei lor. Că dacă cumva Ucraina încearcă să intre în NATO sau Uniunea Europeană, asta se va întâmpla cu ea. Și sigur, imediat au început să apară curentele cu... Cum și când. Deci e o bubă mai veche, dacă vreți să spunem așa, e bubă, această Ucraina. E bubă istorică. E bubă istorică. Pentru Ucraina, Rusia este și va fi dușmanul de veci. Dușmanul de veci. Deci ei degeaba spun că... Spuneți-mi și mie dumneavoastră, cum poți, domnule, să fii pacificator când tu distrugi totul și apoi vrei să conduci acel popor? Sau cum, nu pot să înțeleg? Bun, dar vedeți că, tocmai mergând pe ideea care ați dezbătut de adineori, probabil de aceea și zona estică a Ucrainei, deci cele două, așa zise, regiuni autonome, știu eu, țineau oarecum, fiind probabil majoritari ruși în acele zone, au simpatizat, dacă vreți, vis-a-vis cu politica rusească și cu... Trebuie și văzut cum a ajuns majoritar rușii acolo. Bine, dar acum, vedeți, din cât, vreo 40 de milioane sau cât are populația Ucraina? 47. Acum aici, așa cum am spus, sunt români, sunt unguri, sunt polonezi,
Am înțeles că mai sunt probabil și turci și alte etnii. Turci au fost în Crimea. Deci, nu foarte, foarte mulți, dar e o populație, dacă vreți... Eterogenă, bine. Din, exact. Bine, de asta nu înseamnă că sunt 70% etnii și Ucraina e 30%. Deci nu bine, trebuie să mergem chiar pe... Vedeți că gândirea lui Putin, sau cel puțin bine, cum a fost exprimată, este, vorba... băi, dacă nu intrați în Uniunea Europeană, dacă nu intrați în NATO, vă las și veți fi copiii vitregi ai Federației Ruse. Dar nu știu cât și cum s-ar fi ținut de cuvânt, pentru că în ceea ce înseamnă politica mare, adesea se respectă cuvântul, întreb... până cât am înțeles că și anumite înțelegeri internaționale vis-a-vis de Ucraina nu sunt respectate. Eu vă întreb, în istoria Rusia, când s-a ținut de cuvânt? În istorie. În 94 a fost semnat memorandum la Budapesta cu privire la predarea armelor nucleare de către Ucraina, moștenitoarei URSS-ului care s-au constituit ei, da? Rusia. La acest memorandum a fost coparticipant și a semnat că ei garantează suverenitatea și integritatea Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Cum le garantează acum integritatea și teritoria și suverenitatea? Da. Și una. Totuși. A doua. În pledoarea lui Putin, când a zis că Ucraina e așa și așa, el a fost consilierul lui Yeltsin când s-a semnat memorandumul. Atunci n-a știut cum s-a constituit Ucraina, n-a știut că din rapturi sau părți sau cum, nu știu cum să le mai numesc. Adică pe undeva unde a lins scuipă sau unde scuipat linge? Deci unde ai interese, acolo pedalezi și acolo cauți documente și dovezi, domnul Bădanic. Dar dacă începem așa să căutăm interese, înseamnă că s-a dus haos, s-a dus dracului lumea asta. E haos total atunci. Acum chiar e haos și pe frontul, deci pe frontul ruso-ucrainean, după cum se arată la televiziune, deci acolo e o adevărată nebunie. Bine, întotdeauna, Doamne ferește, în caz de război, circulă informații, asta este propagandă, fiecare trage pe partea lui ca să arate că ea s-au predat, că ea nu știu ce au câștigat, e de greu de crezut, trebuie mers pe mijloc undeva. Auziți, asta exact așa cum există și în război, probabil, interese politice. Vedeam zilele trecute că ucrainienii, nu știu din ce motive și cum, ar fi spus că eliberează 200 de prizonieri ruși. Nu știu cât e de adevărat nu. Ce fac? N-am înțeles. Eliberează 200 de prizonieri ruși. Nu știu dacă... Așa. Au pus sau nu condiții, așa cum nimeni nu poate confirma acele cifre care se dau la televiziuni vis-a-vis de pierderile suferite de ambele tabere. Adică cine o fi contabilizând, pentru că probabil aceste cifre au și rol psihologic. Dar bineînțeles. În cele două tabere. Dacă unul susține că, băi, nu știu, Ucraina, am doborât atâtea avioane, am tancuri, nu știu ce, și băi, ridicăm moralul la băieții ăștia care absolut merg înainte, vorba aia. Rușii vin, băi, noi nu am, nu, că v-am omorât, voi v-am făcut nu știu ce, nu știu cum. Marea problemă este că, în contradicție cu ceea ce inițial se spunea, rușii au treabă acum și cu populația civilă, au treabă și cu oamenii, și cu casele, și cu tot, adică distrug tot ce pot. Apropo de ce am zis, când aud cuvânt, ei au zis că noi și bombardează infrastructura militară. N-au treabă cu locuințele rezidențiale și vezi cu oamenii. Acel bloc de 10 etaje unde, nu știu, o rachetă, da, o pierdut adresa. Asta, să vă spun, denumirea victime conexe. Care, în care nimeni nu-i devine, că știi, poate vectorul n-a fost bun și... Deși permanent se vorbea că deja în tehnica militară atât de bine sunt puse lucrurile la punct, că dacă, nu știu, americanul sau rusul, se vorbea atunci, vrea să-ți trimită o rachetă dimineața la cafea, ți-o pune, vorbea acum, făcând o glumă vis-a-vis de am înțeles, da, acel bloc afectat. Nimic nu există perfect și mai ales în timp de război greșelile sunt enorme și... Dar numai greșelile pot aduce avantaje taberei adverse. Și să nu uităm,
Încă ceva. Păi fiecare adversar încearcă să brueze zona lui în care acționează și atunci normal că asta influențează și mersul rachetelor care sunt dirijate, nu știu în ce fel. E normal să fie așa. Și atunci, sigur că tu zici... Și sateliții, vorba aia, care sunt, deci, mai au un anume efect. Totul influențează și atunci tu nu poți, că tu atunci când faci arma o faci în laborator, în care nimic nu... Bine, este o chestie absolut, să zic așa, ideală. Iată, avem un telefon. Alo, bună seara, poftiți, sunteți în direct. Da, domnul, eu văd acum pe ecran că discută doi oameni despre Ucraina, care zice că nu știu ce, dar ucrainieni, eu cunosc de 10 ani ce se întâmplă în Ucraina. Ei omoară oameni și locuri și tot, că este o huntă de aproape 2 milioane care îi vrea să conducă tot globul. Vă spun eu că asta a vrut ei, să-i dăm Europa și America și să distrugă Rusia. Rușii vin cu condiții foarte bune. Le-a distrus un pic momentul, le-a distrus statia și acum le ține închis ca să nu poate. Dar ăștia se rupe de 8 ani. Donbassul ăla care a scăpat ucrainii de acolo. Le-a bombardat și acum le bombardează. Rușii nu omoare 2-3 oameni ăștia. Nu omoare niciun om civil. Din greșeala dacă ține. Dar ăsta, uite, banditul ăsta care-i pe ăsta și sunt încă mai mulți care exact face să distrugă cât de mult Ucraina și după aia am fugit, că e și a fugit. Și Poroșenko, și Zelenski. Eu recunosc pe fiecare aparte, domnule. Vă rog, nu discutat. România a făcut cea mai mare greșeală. Li s-a dat 5 minute. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru intervenție. Vă mulțumim, o seară plăcută. Ce părere aveți vis-a-vis de ceea ce tehnica modernă provoacă, sau cel puțin se spune că au intervenit hackeri, au intervenit și știu firmele de telefonie mobilă în a bruia semnalul. Deja ăsta este încă un adversar, din câte am înțeles eu, în ziua de astăzi. Și te poate reduce la tăcere în condițiile în care nu se poate asigura comunicarea care este inerentă sau absolut obligatorie în război, pentru că atunci la un moment dat și voi, e un batalion de tancuri sau nu știu ce, păi nu poate lupta disparat, trebuie să aibă o comandă care absolut să dirigeze. Ori acum când nu ai semnal și nu poți comunica, ești pierdut. Am văzut în seara asta, a bombardat stația de televiziune în Kiev. Deci, vă dați seama, ai rupt emisia, gata, ești pierdut. Populația nu mai știe. N-are cine să apară la televizor, n-are cine să-i mobilizeze, n-are cine să spună niște chestii care să-i mobilizeze pe oameni. Nu cedați, vedeți că e propagandă, e minciuni, totul merge spre psihologie. Unde mi se pare logic, indiferent din partea cui ar da, fi, da, da, să îți rupă acele posibilități de comunicare. N-are importanță televiziune, radio, da, acum da, e da, telefonie. Absolut. Adică da, aceste modalități de comunicare, dacă sunt anihilate sau cum vreți, scoase din cărți, din calcule, ești rupt. Atunci... Asta, chestia asta cu comunicație, cum a fost pe vremea cu Azimutul. Pe vremea a fost primul război mondial și al doilea, Azimutul. Dacă ai pierdut Azimutul, înseamnă că era o glumă așa. Vezi că ai intrat în porumb companie. Deci ai pierdut Azimutul. Ți-a rupt legătura, ți-a bruiat, gata, nu mai știi unde ești. Noi, având comunicare, șansele sunt maxime să pierzi, indiferent din ce tabără faci da, parte. Da, da, când ai pierzi legătura și atunci tu te consideri singur. N-ai de unde să ceri ajutorul. Cum tancurile. Sunt tot alea de acum 100 de ani, nu știu, nici nu m-am uitat dacă sunt T-34 sau ajuns la T-55. Păi acum cam toate sunt numai că sunt mai modernizate. Mai... Deci nu știu, dar e clar și acolo comunicarea dintre echipaj, respective dintre tancul vecin sau știu eu,
Radio se face. Deci în momentul în care nu mai ai această posibilitate de comunicare, exact ca și pilot. Vorba de asta, te duci în Malaia, adică ești în decor. Așa, așa. Știți... Revenind la ideea asta, oare în ce măsură cineva ar confirma pagubele din cele două tabere combatante în condițiile în care este sigur morți sunt cu miile? Pagubele vor fi cuantificate numai după încetarea războiului. Pe timp de pace. Da. În timpul războiului nimeni nu poate cuantifica. Că atunci nu, ai trebuit să... Nu valoric. Nu m-am înțeles. Deci, nu. Numeric. Da, absolut numeric. Pentru că citeam acum, dacă tot vorbeam de comunicare, de internet, de nu știu ce, ce băi, acum e rândul țiganilor după ce rămân tancurile și celelalte pe câmp, să meargă să recupereze fierul vechi. Apropo, că au și țiganilor. Am văzut un tank ars, tras de un tractor. Eu am văzut ceva mai interesant, tot așa, că vorbim de Facebook. Bine, e normal, se vede că e poza trupată. Da, da, da. Un tank pe o căruță. Deci, recuperatorii de fier vechi vor avea mult și bine ce căuta, da. Chiar dacă numai cei din Ucraina. Da, 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 da. Au și ei... Deci aceia vor putea face o parțial inventarul tehnicii de luptă distrusă. Ei la kilogram. Dar poate și la numărătoare, că zice, băi, am găsit 10 tancuri sau 20. Posibil, da. Știți, fiecare parte, când este într-un conflict, încearcă să-și minimizeze și să maximizeze unul pierde, altul câștigurile. Bun, deci a minimaliza pagubele e un avantaj pentru... Psihologic, a-ți pentru da mine, da. Elan. Deci, exact. Băi, mergem înainte, exact, că n-am uită suferit mari minuni. Da, 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 da. Ori e, aici iar e discutabil vis-a-vis de... Dar chestia asta e valabilă pentru mine, nu că dacă adversarul... Da, dar am înțeles eu că, ce știu, Rusia sau Federația Rusă ar fi mobilizat vreo 200.000 de militari sau ce știu eu cât. Nimeni nu știe ce cifre este. Cel puțin ceea ce s-a lansat în etern, nu, aia nu fost, numără nimeni. Aia a fost 150, de la 120. Da, dar, până la urmă venit, intră și Belarusul în horă și intră au intrat și cecenii. Da, dar am înțeles că au fost ucise căpetenile cecenilor. Da. Nu știu dacă da e confirmată sau și nu treaba, dar... Eu. Numărul 2 după Ramzan Kadyrov. Ei, de fapt, erau aduși, tot așa, după câte am înțeles, pentru lupta de stradă, da, nu pentru... Da, gerilă, da. Da, ești cei mai feroce ucigași. Deci lupta corp la corp pentru da, un final, da, 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 cum da, da, se da, zicea da la un moment dat. Da, da, da. Păi ei și trupele Wagner ale Putin. Ăștia tot așa un fel de mercenari care, știți care e situația cu trupele Wagner, că toți i-au zeificat că ce au făcut bine, de ei s-au luptat în Africa, în Bantustane, nu s-au luptat în țările care sunt pregătite și cât de cât armata ucraineană nu mai e din 2014. Armata ucraineană duce 8 ani de război. În acești 8 ani de război, să știți că toată armata s-a rotit în Donețk. Ei toți că au trecut, cam cel puțin 6 luni au trecut pe acolo. Da, dar am înțeles că au avut mentori totuși vest-europeni. Absolut, absolut. Adică cei care i-au instructor. Da, da, da. Pregătit pentru situații limită, tot din Europa de vest au fost, deci cadre militare. Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. De elită, dacă și acum sunt. E bine spus. Și acum sunt. Și pregătesc, și ajută, și... Ce credeți? Că Wagnerul a fost așteptat. Au fost așteptați și și-au primit porția. Tot așa, la informația celor. Deci, da. Problema se pune așa. Ucraina este acum agresată, atacată, fără niciun motiv. Dom'le, dacă știi că ai avut probleme în Donețk, acolo a fost. Deci nu te-ai oprit la Donețk. La Donbas și Lugansk. De ce, cred că acolo de ce mergi mai departe? De cale diplomatică, lămuri probleme și să okay zică... S-a pus probleme... Păi, s-a pus... Vi dă vouă. Știți ce presupune memorandul de la Minsk? Presupune așa. În Donețk și în Lugansk să se facă alegeri, referendumul, pardon. Dar referendumul când? Când Luganskul și e câștigat de ruși.
Deci nu, nu e Ucraina să-mi iau să stabilesc granițele și apoi să faci. Ok, facem referendum. Dar nu când ești tu acolo, că automat atunci. N-are rost să mai faci referendumul. Și a doua oară, al doilea punct. Păi dacă tu faci referendumul și ești independent, faci autonomă, mai poate Ucraina face ceva politică externă sau internă? Orice emite, nu e convenabil Donetsk și Lugansk, e veto. Asta înseamnă federalizarea. Și atunci tu, ca stat, nu mai poți să faci nimica. Bun, dar putea să includă în Federația Rusă, nu? Dacă asta se dorea. Tocmai de-aia, de ce nu l-a luat? Aici este bună întrebarea, de ce nu l-a luat? Cum aș face o glumă, dar nu vreau să o spun numai parte din ea. Probabil lui Putin i-ar trebui teritoriile, dar nu și populația. Probabil. De-aia zic că această vorbă e altfel, care se referă și la România, de fapt, dar pe altă filieră. Știți, problema e foarte grea, că nimeni nu citește, nu poate citi mintea acestui diabolic om. Nu știm ce e mintea lui. N-ați văzut prima dată când a venit și a înconjurat Ucraina, ce a pus prima dată în față? Nu rachetele balistice? Camionele mari cu alea umflate, zici că... Asta ce înseamnă? Păi lumea când vede, vai de noi, ce o să fie? E frica asta, psihologia omului de a se speria, de noi, mi-a bine, dăm la o parte. Asta a fost gândirea lui, că îl va defila în Ucraina. Asta s-a și bazat. Iar din câte am înțeles eu, el era militar de carieră, nu? Nu, era FSB-ist, n-a fost... Nu, ceva de genul. KGB-ist, KGB-ist. Deci, bun, dar tot cu Boris Yeltsin, cu nu știu ce, deja el l-a adus în prim plan, da? Dacă bine am înțeles eu. El, hai să, un pic din istoria lui. Da, deci l-a urcat pe anumite scări ierarhice. Nu, el a câștigat, a fost primar la Sankt Petersburg. Da? Să luăm din fosta URSS. El a ajuns la grad de capitan în fosta DDR, în Germania de Est. Deci era oarecum, de așa parcă da, era, că era militar. KGB-ist. Deci așa a început activitatea. Știți cum a scăpat el de acolo? El, când s-a dărâmat zidul Berlinului, URSS-ul s-a destrămat, ambasada a rămas goală. Deci nu avea nimeni nicio comunicație cu Varșovia, cu Moscova, nimica. El tot dea telefoane, suna, nu răspundea nimeni. Rămânând singur, în subsol au mai rămas niște oameni care ardeau documentele. El a ieșit afară, în fața ambasadei, mii de oameni, zeci de mii de oameni. Nenți bucuroși de victorie. A ieșit cu un tupeu extraordinar, cu psihologia de ăsta, Superman. A zis, aveți grijă, dacă intrați înăuntru, sunt oameni acolo militari și vin și vă împușcă. Ea când a auzit, s-a împrăștiat. Și a luat tălpășița și a plecat. A ajuns în Moscova, a fost nimeni, el n-a fost nimica. S-a dus la Sankt Petersburg, s-a băgat în politică. Cunoscându-l și pe Yeltsin, cunoscând mai mulți prieteni care a fost șef în KGB, s-a băgat în politică și a ajuns primar Sankt Petersburgului. Ajungând primar, a început să urce. Și l-a luat consilier Yeltsin. Yeltsin la un moment dat l-a vârât în ghilimele în politica mare. Yeltsin a fost ăla care a stricat, ăla a fost un bețiv. Ăla a fost, n-ați văzut cum se comporta, cum, în fine, n-are rost să discutăm. Ei, nu învăța nimic de la Gorbaciov, deloc, la vremea aia. Deloc. Yeltsin a spus așa, tu vei fi președinte Rusiei dacă mie îmi garantezi că eu voi fi liber. Adică nu-l arestează pentru ceea ce a făcut. Asta a și făcut. Deci a fost un troc într-un final. Da, bineînțeles. Nu? Bineînțeles. Probabil și în alte părți s-au făcut și se fac asemenea schimburi. Absolut, se fac, dar în alte părți se face cumva democratic și cel care vine nu se comportă ca un dictator. Ăsta a venit într-un fel, îi dau dreptate aici, pentru că Rusia atunci a fost un haos total. A pus ordine, a pus disciplină și un pic a început Rusia să răsară. Ei, deja în al doilea mandat a ridicat bine Rusia, nivel de trai și totul. Dar, vedeți, când un om ajunge să fie șef pe viață, înnebunește. Da, dar vedeți zice că puterea la un moment dat te dezechilibrează psihic. Așa adică este. Așa este. Dovadă, cum a făcând o întoarcere în timp cu 33 de ani în România, la Ceaușescu, da? Da, da. Și da. El, dacă în 1968 a fost singurul șef de stat și a durat, care, de,
a ridicat mâna și a zis stop, adică rușilor și celorlalți. Iată că atunci a câștigat aprecierea, a câștigat notorietate în Europa. Întregii lumi. Da, dar zic așa, în Europa. Dar după ce au venit la cheii și l-au tot periat și l-au nu știu ce, și-a pierdut omul echilibru în ceea ce privește, să zic așa, realitatea. Dar totuși, spune cine ce vrea, va rămâne în istorie, da, absolut, ca un mare patriot. Așa cât a fost el de neșcolit și cât a fost cu școli militare la ruși și nu știu ce, dar nimeni nu i-a putut și nu va putea reproșa patriotismul. Să știți că a conduce o țară nu trebuie să ai facultăți. Trebuie să ai înțelepciune. Înțelepciunea este un cuvânt care include nu numai deșteptăciunea, nu numai mintea. Înțelepciunea este, sunt mai mulți factori, este dat de Dumnezeu, dat de Dumnezeu. Până acum, acea inteligență nativă, nimeni nu i-a contestat-o. Deci i-a contestat studiile și celelalte, astăzi, dar deja, da, în rest nu. Da. Uite că... Și avea școala vieții. Avea școala vieții, că tot a trecut toate furcile caudine până a ajuns el unde a ajuns. Dumneavoastră știți foarte că am prins aceleași remuri. Cei care plecau la școala Ștefan Gheorghiu. Păi cine erau? Muncitorii? Erau școliți UTC? Bine, acum, ce să vă spun eu? Dacă trecem de la o zonă politică la alta, atunci era o politică de cadre. De cadre, da. Deci își creșteau viitorii demnitari. Conductor, da. Ori astăzi se vede, acum fiind aici în România, câtă nenorocire este, dacă o pot numi așa, vis-a-vis de cei care pe diverse căi acced în Parlament, în conducere, și fel de funcții. De instituții, da. Și iată că se dovedește că bine ar fi, acum făcând o paranteză, la sănătate să fie un medic, ministru, în sfârșit, acum este. La finanțe să fie un contabil, că a trebuit să se priceapă. La transporturi, iar nu știu ce. Ori acum, astăzi, și aici un pic de dezechilibru, dar revenim la Ucraina. O secundă mai să... Eu aș fi de părere că nu neapărat să fie specialist ministrul care este. E bine să fie orientat domnul Prodaniu, pentru că s-ar putea întâmpla că cel care îți este consilier, dacă nu te agrează, te-o jucat. Să știți că în ministerie numai ministrul se schimbă. Restul rămân acolo, care sunt, ăia hotărăsc acolo. Acum depinde de ministru cum știe să conducă și cum știe să se lase. Că dacă vin ăștia toți și domn ministru, știți, sunteți cel mai, și ministrul zice... Da, domnul Prodaniuc, eu sunt de părere că, într-adevăr, fiind numit politic ministru, nu-i obligatoriu să fii de specialitate. Da, da. Dar trebuie să ai directorii sau secretarii de stat sau știu eu, obligatoriu trebuie să fie de meserie. Bineînțeles. Nu se mai meargă tot pe criteriul politic să zică, băi, tu ce ai fost? Păi ai fost șofer. No, ești bun la departamentul, nu știu ce, de director. Nu. Eu susțin că până cel mult secretar de stat ar trebui să fie numiri politice. În rest, profesionist. În rest, să primeze meritocrația, cum se spune. Absolut, da. Deci nu altceva. Să revenim la Ucraina. Da. Deci, în ce măsură, că iar revin la chestia asta cu, în ghilimele, războiul psihologic. Deci, întreruperea acestor posibilități de comunicare telefonică, semnale, n-are importanță pe ce unități de telefonie mobilă, dar a le reduce sau a le bruia sau cum vreți, în ce măsură poate influența, numai negativ, că altfel numai. Ambele tabere. Păi ambele tabere reciproc își bruiază comunicațiile. Da, dar am înțeles că ucrainenii au de partea lor și ceva echipă de hackeri. Păi Anonymous, bine, ei nu sunt hackerii, nu și-au, cum să vă spun, ei sunt din simpatie față de... Bun, dar au alături, au parteneri, dacă vreți ceva, la modul ăsta. Deci nu că ar fi fost ei incluși în
planul de luptă, dar am înțeles, da, da, da. Au o susținere. Da, păi au și atacat cibernetic comunicațiile în Rusia, astfel băncile și inclusiv a intrat și prin Ministerul Apărării Naționale. Se vede că nu-s intangibil în a se feri siguranța cibernetică. Nu-i nimeni. Nu-i bine, nimeni. Acum, dacă tot facem o divagație pe tema asta, o mică paranteză, și românul care a ajuns la Pentagon și nu știu ce, le-a spart conturile. Despre ce vorbim? Și ăla nu a mers pe nicio idee de război, pe nimic, a mers pe o nebunie. Da? Să zicem că poate nu nebunie, poate a fost și din joacă. Cine știe cum a intrat el pe site-ul ăla? Putea fi și o greșeală. Absolut, absolut, absolut. Deci nu neapărat 100% știință. Nu, dar nici nu s-a pus problema, că băiatul ăla n-a fost pregătit în IT. Ăla jucându-se pe calculatora a intrat așa. De asta zic, n-ați văzut prima dată și războiul în Irak. Ce au bombardat prima dată americanii? Infrastructura militară. Ce a făcut și acum rușii? Tot, acolo sunt antene, acolo sunt comunicațiile, deci toate care leagă unitățile militare. Și acolo se leagă nodul principal și merge până la guvern, sus, la comandantul suprem. Aici ai marea lovitură, și pentru o parte și pentru cealaltă parte. Amândoi își securizează comunicația și amândoi pot să pățească. În propriile plase, vorba aia. Da, 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 da. Dacă așa se poate spune. Da. Și haideți să facem încă un pas spre posibile urmări în profil economic, de pildă. Deci această bătălie, acest război între Rusia și Ucraina, ce poate provoca în condițiile în care statele Uniunii Europene deja au venit cu sancțiuni? Spațiile lor aeriene sunt interzise aparatelor rusești. După aceea, iată că tot o serie întreagă de state europene, pe lângă faptul că au trimis militari la baza de la Cogălnicianu, deci în România, și-au oferit serviciile, dacă e bine spus așa, vis-a-vis de a ajuta, sau știu eu, deci a oferi ajutoare în tehnică militară. Pentru Ucraina, da. Pentru Ucraina, da. Personal nu pot participa. Sigur, în acest... Deci cum poate fi privit o asemenea... Deci un asemenea demers, pentru că unii s-ar putea să aibă păreri. Să discutăm un pic despre consecințe economice. Sigur, consecințe economice vor fi, deja se văd, dar astea vor fi pe termen lung. Pentru că, ați văzut, sancțiunile luate împotriva rușilor sunt enorme. Ei nu-și dau seama, deja și-au dat seama, că rubla aproape s-a prăbușit de tot. Am înțeles că 30% deja e... Băncile s-au dus, oamenii își scot banii, că nu știu dacă vor putea să scoată toți, că eu cred că îi limitează deja sumele să scoată, că nu pot să dea toate fiecare cât... Iar relațiile bancare cu Rusia, ale Rusiei cu băncile europene sau vest-europene sunt deocamdată... Le-a scos SWIFT, este sistemul prin care se fac plățile bancare automat. Vă dați seama că ei nu pot decât în cash. Și atunci ești rupt, până ajunge hârtia, până obții, deci, cum să fie, telegrama, cum a fost pe vremuri, să primiți. Economia suferă nu numai Europa, e un șoc mondial. Gândiți-vă că Ucraina este grănarul milioane de hectare, milioane. Deci Rusia... Era un mare jucător, dacă da, vezi, da, da, pe ceea ce înseamnă bursa cerealelor. Bursa cerealelor, da. Da. Atât în Europa, cât și pentru alte state. Da, 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 pe plan mondial. În ultimii 2 ani de zile, Rusia a fost pe primul loc. Păi acum, oricum, dar și Ucraina era jucător da, însemnat, sau dacă vreți, redutabil pe această piață a cerealelor. Da, da. Se vede deja, se scumpește și vă dați seama că acum, fiind război, nu se mai exportă, totul se păstrează pentru întreținerea. Armate, acum, auziți, asta e o problemă, dar eu mă gândeam și nu știu dacă cineva face evaluări care pot fi pagubele, pentru că ce se întâmplă? Grâul, de regulă, se seamănă toamna. Da. Deci e perioada de iarnă, de creștere, de dezvoltare. Dacă îl prinde primăvara în care am intrat și războiul face ravage, pentru că acolo
a arătat televiziunile, nota bene pentru televiziuni și nota zero, vorba vine pentru ruși, au intrat cu tancurile în zone în care nu au mai putut ieși. Au dovedit faptul că e degringoladă și în armata rusă prin faptul că, nu știu, televiziunile cât de corecte, zice, domnule, au rămas tancul fără motorină. Da, așa, da. Deci astea sunt niște lucruri, le-aș spune eu, copilărești, dar definitorii într-o asemenea bătălie. Gândindu-ne pe această linie la consecințe, trebuie să ne aducem aminte după război ce a fost. Noi suntem de etate care încă am mai prins vremuri nerocite ce a fost. Încă nici noi n-am mai prins. Dar cei care sunt mai în vârstă, la 80 de ani, în anii 45, 46, 47, ați văzut ce a fost. Foamete, pentru că războiul distruge tot. Războiul nu aduce bun nimic. Aduce... Și culmea este că o să fie cu consecințe, cel puțin la nivel european, destul de grave. La nivel global o să fie, pentru că vă dați seama, Rusia, Ucraina exportau grâu în toată lumea. În toată lumea și neexportând, ăsta e lanț. Ăsta ca și bulgăria de zăpadă, îl faci mic și apoi dacă îi dai drumul, din ce în ce mai mare. Și de aici vin și celelalte. Încep tulburări sociale, foamete, aduce pe om unde aduce, mănâncă unul pe altul. Da. Doamne ferește. Deci consecințele sunt extraordinar de grele și de urâte. Nu știu cum se va termina, dar... Bine nici cum nu. Bine nu se va termina. Iar acum am înțeles că și turcii vin cu interdicții vis-a-vis de circulația navelor militare, da, în Bosfor și, s-a luat măsura, și în alte părți, așa că iată că sunt o serie întreagă de constrângeri pe care probabil Victor ăsta, Vladimir Putin, nu le-a domnul Ionică, anticipat. El nu s-a gândit la nimic decât la victorie și a zis că o să fie blitzkrieg. Deci ca să vă spun așa, război fulger. Da, da, se gândea probabil că va fi război de o săptămână cel mult. Sau... Nu, el nu s-a, două zile credea că o să fie război. Trei zile pentru deja mult. E mult deja. El nici n-a venit pregătit cu alimentare, combustibil, nimic absolut. El așa va defila. Ei, Turcia a ezitat la început, că nu face, nu drege, dar la presiunea Uniunii Europene și a Statelor Unite a spus stop pentru toate navele militare, dar în special pentru navele rusești, din Marea Mediterană să nu poată intra în Marea Neagră ca să participe. Deci, am înțeles că pentru navele militare e interdicție. Da, da, deci, asta ca să nu fie numai pentru ruși, ci să fie... Deci nave militare, la modul ăsta. Da. No, dar în navele militare majoritatea veneau rusești. Da. Iată că pe lângă aceste urmări pe care le vor simți, așa cum spuneți dumneavoastră, toate statele Europei și din întreaga lume, probabil, iată că încă în marea tragedie a ucrainenilor este nesiguranța zilei de mâine și exodul uriaș al femeilor, copiilor, pentru că nu mai e pentru nimeni un secret. În momentul în care ai ieșit să faci un drum până la Carei sau până la Negrești, sigur vei vedea câteva zeci de mașini cu numere de înmatriculare ucrainene. Eu am venit duminică de la Carei, după ce a fost acolo explozia la un bloc. Na, tot așa, grupuri, adică de mașini cu numere de Ucraina. Da. Ori... Dacă o parte din ucraineni, cei care sunt în zona limitrofă frontierei, mai au neamuri, mai au cunoscuți în zona asta din România de frontieră, deci începând de la Halmeu până la, știu eu, Bixad, mai sunt și acei ucraineni care nu au pe nimeni, dar fug. Ce se întâmplă cu ei? Iată, televiziunile locale, chiar și cele naționale, vorbesc de faptul că românii au dat dovadă de solidaritate în ceea ce privește ajutarea acestor refugiați. Ce puteți să ne spuneți vis-a-vis de necesități, dacă populația are nevoie de mâncare, de produse din astea, de, știu eu, de igienă? Parcă ați amintit că nici armata nu stă foarte pe roze și acea parte a populației, să o numim așa, poate avea probleme, pentru că aia nu poate dezerta,
Aia da. Nu poate să-și părăsească sau să încalce consemnul, la ea trebuie să-i dai acolo, pe câmpul de luptă sau știu eu, cele necesare. Este o tragedie. Chiar primarul Klitschko, fostul boxer, a zis că în Kiev este ceva dramatic ce se întâmplă. Kiev fiind înconjurat de trupele rusești, vă dați seama că nici nu intră, nici nu iese nimeni. Copiii care au rămas acolo, mamele, e tragedie când vezi, dacă vine câte un tren, să mai scape spre Lviv sau unde, zici că e arca lui Noe acolo ce se aglomerează lumea, cu copiii mici, strigă-te, plânsă-te acolo. E, Doamne ferește, e iad, e iad. Ei, oamenii ăștia care pleacă de acolo, încă, să știți că nu vreau să fiu prost înțeles că sunt fericiți. Sunt fericiți în sensul că găsesc liniște și nu aud bombele și sirenele alea. Adică pleacă oricum, cum se spune, din iad în lumea liberă. Și că mai găsesc aici ceva bun, pleacă, lumea mai primește. Da, dar pleacă în necunoscut. E adevărat. Că ce să vă spun, merge o femeie și după aia vă las iar. Merge o femeie cu 3 copii. Nu cunoaște pe nimeni în România, da? Vrea să ajungă, unii chiar au încă cunoscuți în Europa de Vest, da, pentru că și ucrainenii au mai mers asemenea românilor și altora să lucreze în străinătate. Da. Pentru ca să ajungă în, nu știu, Madrid, ca să ajungă în Portugalia, în Germania, e obligat să facă o escală și în satul mare, sau știu eu pe unde. Ce se întâmplă? Pentru că sunt românii deosebit de prietenoși, sunt primitori, sunt, știu eu, empatizează cu omul aflat în dificultate. Dar în momentul în care sunt sute de mii, să zicem așa, care vor veni în continuare, e o problemă. Absolut. Pentru orice. Iar revenind la ceea ce înseamnă armata, cum poate Sătmăreanu, de pildă, să ajute armata ucraineană? Pentru că, ziceam adineori, anumite țări vest-europene au zis, domnule, noi vă dăm tehnică de luptă. Nu știu, nu are importanță să intrăm în detalii ce și cum. Dar acolo, așa cum spunea, trebuie mâncare, trebuie și acolo, probabil și cazarmamente, trebuie haine, trebuie... E îngrozitor. Hai să ne referim o dată la refugiații care vin, mă refer la femei, copii, că bărbații sunt... Pentru că acelea sunt ăsta majoritare, pentru că am înțeles că în Ucraina, între 18 și 60 de ani, ești sub arme. Da, absolut, absolut. Plus voluntari, că am văzut pe la televiziune da. Sunt și femei care... Și femei sunt... să lupte cu arma în mână. Au luat exemplul lui Poroșenko și al lui Zelenski. Dacă se prezintă bărbații la ieșire din Ucraina care se încadrează în această grupă de vârste, îi întoarce înapoi, fără discuții. Cei care sunt mai tineri și o să-i observați, aici au venit înainte de a se introduce legea asta de mobilizare generală. Referindu-mă la femeile astea care vin, aveți de perfectă dreptate. Tu când pleci de acasă, când știi că ai liniște, ai casa ta, ai părinții tăi, ai mediul tău, ai cultura ta, tradițiile tale, tu te duci într-un neant. Ei, adică lași agoniseala de o viață și zici, băi, să zicem, cu ce pot lua în spate. Sunt cazuri în care a luat 2-3 pirac de maieu și ciorap și copilul și-a plecat. Până nici actele nu le-au toți la ei, absolut, din câte am înțeles. Da, așa este. Așa este și copilul. De aceea se pare că procedura de a-i primi e greoaie, că trebuie să zici, băi, ori un pașaport sigur, de identitate, sigur. Ori un certificat de naștere, deci sunt probleme. Aici chestia e corectă și nu poți, nici nu-ți dai seama cine poate intra printre ei, că... Da, probabil din prea mult umanitarism mai poți face exact, și gafe. Exact. Și atunci, apropo, că vreau să aduc mulțumiri, n-am cuvinte, să mulțumesc poporul român, guvernul român pentru mobilizare, pentru sentimentul de empatie de față de acești nefericiți. Că, Doamne ferește, n-aș dori la nimeni să se afle în situația asta. Când vezi, te desparți, tata, uitați acolo cum plânge copilul, tata cu pușca pe umăr își conduce familia la tren, pupă pe soția și copilul ia în brațe și pleacă.
și ăștia rămân doi plângând, neștiind dacă se vor mai întâlni sau nu. Păi acum războiul, asta așa este, războiul, adică astea sunt riscurile. Războiul, dacă s-ar termina războiul și e ok totul, dar războiul lasă traume pe ani de zile. Și în legătură cu armata și ceilalți care au rămas acolo, pentru că nu toți au plecat. Sunt unii care n-au putut să iasă. M-am uitat astăzi la televizor, o orfelinat de ăștia de copii care zbolnau cu cancer într-un beci, cântau acolo imnul Ucrainei. Bun, de asta am văzut și pe stradă la un moment dat că au ieșit oamenii, probabil din mediul rural, de la țară, să zică, băi, să oprim coloana aia de 60 de kilometri de blindate. Da. De, apropo, vedeți de curajul ăsta. Deci au ajuns oamenii că nu mai contează. Bine, acum vedeți, zice, încerc, este o șansă. Pentru că la un moment dat zice, băi, orică mor de glonțul din AKM, orică mor călcat exact. De tank, tot mor. Exact, dar poate totuși e o șansă că întârziu înaintarea tot și mai. Dau altora șansă o altă de a, șansă exact. De a se... De a respira, dacă vreți. De a respira sau de a ucide pe dușman. Da, da, da. Tocmai asta este, pentru că am văzut și bătrânii săpând șanț în asfalt, împotriva tancurilor. E o chestie că le-a zis președintele, fiecare cum poate. Aveți arme, apărați-vă casa, apărați-vă... Ți-aduce aminte de strategia războiului întregului popor? A lui Ceaușescu. Da. Nu, asta înseamnă războiul întregului popor. Deci fiecare cu ce poate, în scrisoarea ta, rău, ramul, dușman, o să-ți fie ție dușman, da. Nu? De, tot ce este, tu ca inamic, cum să spun, să ardă pământul sub tine. Până și în strategie, acum, dacă tot vorbim așa de, deci, de război la români, există și acea variantă că ăla care nu vrea să pună mâna pe armă, nicio problemă, nu-i? Te duci și vei lucra în spatele frontului, vei face altceva, adică... Așa ar trebui, îți... așa ar trebui, dar asta trebuie da, luată... Așa scrie legea. Deci bine, există lege la modul da, ăsta. Da, dar șmecherii care cunosc legea și nu, mai ales în momentul când intră, totdeauna sunt sigur, și sigur profitori, da. Deci nu se pune problema că gata, toți se vor... Întotdeauna alinia așa și da. Tot vor respecta. Eu țin minte, mie tata mi-a povestit Dumnezeu să rede că avea doi frați și care unul n-a vrut să meargă, să se pădure să se ascundă. Băieții ceilalți care trebuia să meargă l-au turnat și pe el, s-a dus după el, că a fost în armata austro-ungară, pardon, armata maghiară, că atunci da. A fost deja austro-ungară. Eu am toată încrederea că poporul ucrainean nu se va lăsa. Poporul ucrainean... Toată lumea este, cum să zic, plăcut, surprinsă, dacă vreți așa, de faptul de modul, că de modul cum... în Kiev au rezistat câteva zile, 5 zile și n-au cedat. Da. Ori, apropo, auzeam că, nu știu, tot televiziunile manipulează cu siguranță ceea ce își doresc. Auzeam că ar fi făcut ucrainenii oferte militarilor ruși să dezerteze, vorba aia, să nu... Asta am văzut deci și să eu. Nu fie combatanți, că da, nu știu da, câte... Da, asta am văzut și eu pe sute Facebook. De mii de... Am ce știu eu. Am văzut și eu asta pe Facebook. Nu știu. În ce măsură poate fi adevărat o chestie asta? Pentru că da. Știu bine, în condițiile unui război, a dezerta înseamnă... Sigur. A-l împușca. Nu, n-aș crede. Astea cred că sunt fake-uri. Sau sunt povești din lumea războiului? Mai mult decât atâta. Pentru că, în primul rând trebuie să vă gândiți, domnule, statul ucrainean de unde are atâția bani ca să plătească pe aia? Deci totuși, adică eu trebuie să-mi cumpăr, să-mi asigur armament, muniție, totuși și să dau la ăștia, păi le dau altceva, le dau cocktailul de Molotov da. Le dau... Dar totuși și de cealaltă parte, tot așa, televiziunile spuneau că rușii ar fi insistat la ucraineni să se predea, să... Sunt convins că sunt și asemenea persoane. Tot războiul psihologic este. Nu țineți minte sau că... Sau a fost numai așa o dorință de manipulare? Bineînțeles. Păi, băieții aia 13 de pe insula Șerpilor, care a fost omorâți, puteau să ridice mâinile liniștit când i-a strigat la că să vă predați. Știți ce l-a răspuns băieții? Că am știut pe Facebook, în ucraineană. Du-te dracului de cațap, de muscal.
Apropo, ce se întâmplă cu Insula Șerpilor? Că noi acolo aveam niște zăcăminte de petrol, dacă e bine spus, și de gaze și chestii de genul ăsta. Am câștigat la CEDO. Dar dacă le ia Putin, că zice că aici ai solicită aici ai recunoașterea aici ai instanțelor internaționale că Insula Șerpilor aici ai problema este a rușilor. Și vreau să atrag atenția fanilor lui Putin. Ce se întâmplă în cazul Ionică, ăsta? Vreau să atrag atenția fanilor lui Putin. Să nu se creadă că Putin o să vină cu steagul alb și pe cal mare alb. Putin, dacă vine, vine cu aceleași idei ce a fost în 44. Așa o să vină. Deci să rețineți. Apropo de că, că nu trebuie să... Că m-am gândit așa că atunci să n-ai încredere a fost în ruși. Declarată ca și o mare victorie a în instanțele internaționale. Da, bineînțeles, și așa a pentru fost România. Diplomatică, mă refer, extraordinar. Păi, calea e diplomatică, da, instanțe și chestii de genul ăsta și Putin, chiar citeam pe undeva că îi cere și lui Macron și nu știu cui să recunoască că, de fapt, Insula Șerpilor e a rușilor. Omul ăsta vrea să ne facă istoria. Eu nu știu, lumea nu înțelege nimic, trăiește... Toată lumea se gândește la gaz. Toată lumea vrea să fie gazul ieftin. Dom'le, dacă vrei să trăiești, tragi din tine un pic, poate s-au plătit mai mult, dar vrei să trăiești. Dacă nu vrei să trăiești, n-are rost. Atunci să vină, să ne ia totul, probabil va fi mai bine sub ruș. Dacă acum acolo, probabil, în mintea lui Putin, există Imperiul Țarist. Absolut. Deci, mai mult decât atât. Cel puțin, presupun că mai așa mult gândește. Și băi, noi suntem cei mai cei. Vă spun, indiferent cine vine după la conducerea Rusiei sau cum a fost URSS-ul, că va fi democrat, va fi comunist, va fi același principiu de imperialism. Același principiu de superioritate. Noi, rușii, noi, Moscova, noi, așa. Ăsta va fi, asta e gena lor. De când au apărut pe lumea asta, a fost horda mongolă, după Urale au venit. Ei nu s-au născut acolo, pe teritoriul lor. Culmea este că le-a mers multă vreme. Le-a mers pentru că... dominatori, sau știu eu, ca și cei mari și cei puternici. Pentru că toată lumea zice, păi Rusia e cât e, adică dacă te uiți pe hartă... Dar bun, dar asta nu trebuie să ne sperie că e harta mare. Începe așa de la Polonia, de la Ungaria, România până în China. Domnul Ionică, dar spațiul nu trebuie să ne sperie, teritoriul. Trebuie să ne sperie dacă este forță. Dar în afară de forța militară și resurse minerale n-au nimica. Dar tu nu uitați, au și ei hibele lor. Dacă vă uitați, toată Rusia este segmentată în triburi, în republici, în ăsta. Acolo scânteie trebuie. Bun, dar e aceea zicală că divide și stăpânește. Lasă-i așa și mai agață-i câte un pic să se certe, să nu știu ce, că atunci tu poți să-i conduci. Știți? Vis-a-vis de dorința lui Putin de a scoate din Europa focoasele nucleare, oare e ok? Adică el să dețină arsenalul nuclear, dar NATO să-și... Adică să elibereze în ghilimele Europa de focoase nucleare. Tratatul SALT 3, semnat în 70 și... Nu le-am cu datele. Dar tratatul SALT 3 se referea la reciprocitatea la arme strategice. Deci vorba de arme nucleare. Atunci n-a fost prevăzute nici de veselul, nici în Polonia, nici... Aici... Bun, acum... NATO, cel puțin, susține că de veselul. E defensiv. Exact. Cogălnicianu, că, știu eu, Câmpia Turzii, că Fesfelicniste sunt doar ca supraveghetori, dacă e bine spus așa, și le-a zice, aveți grijă că și noi ne uităm ce și cum vă absolut, mișcați voi. Absolut, absolut. Deci, eu asta am înțeles, că nu există intenție declarată de a intra în conflict atâta vreme cât Federația Rusă nu lezează, dacă e bine spus așa, da. Interesele vreunui stat membru Uniunii NATO. Europeană și NATO. Ei, după cum, nu știu dacă a fost adevărat sau nu, dar circula pe televiziune, că li se oferă să facă inspecție la DVS-ul.
Asta am înțeles și eu, că... De ce nu s-au... De ce n-am înțeles de ce n-au acceptat? Adică să vadă, domnule, că într-adevăr este... Sau ăsta a fost numai motivul, domnule, că exact ce a făcut și scrisoarea către NATO. Au cerut niște cerințe care nu se pot înfăptui. N-ai cum să le dai, domnule. Iar probabil nici lui Putin nu-i convine că am înțeles că nu știu care stat trimite în România niște avioane militare pentru poliție militară, pentru chestii din astea, ca să survoleze zona. Da, da. Și atunci, bă, băieți, noi v-am văzut, știm ce faceți, aveți grijă că... După cum și noi v-am văzut. Probabil nu. Adică nu-i convine nici lui acest sistem, hai să zicem, de supraveghere, că nu-l poți numi altfel, da? Dar stați... Sau de, nu, de monitorizare, hai să fie așa. Da, dar stați un pic. Dar nouă ne convine că el are la fel. La NATO îi convine? Dar el trebuie să înțeleagă, sunt două blocuri care, dacă nu se atacă niciunul, de ce trebuie să fii suspicios? De ce să... Teama este întotdeauna la hoț. Bun, dar faptul că există suspiciuni și neîncredere, la un moment dat poate fi o poziție favorabilă. Și băi, nici eu nu-ți cunosc în totalitate arsenalul și ce, nici tu nu-l cunoști, așa că nu ne luăm de guler că nu se știe. Se cunoaște. Se cunoaște. Auziți, acum eu vis-a-vis de Rusia, nu știu, auzeam, nu știu dacă era adevărat, că aveau bază militare. Vorba aia, disloca muntele și ieșea baza militară din munte. Nu știu, zis că nu știu dacă era povești, dar erau atât de bine... Ideea era că erau atât de bine mascate anumite baze militare, încât nu le puteai detecta. Mergeți în Nevada, o să găsiți ceva în deșert? Da. Nu o să găsiți nimic. Dați baze militare. Păi, dar e normal să fie așa, să fie mascată baza militară, care nici satelitul, deși acum nu mai poate, satelitul citește totul. Nu mai poți să ascunzi. Deci se spionează reciproc, împreună noi... Problema nu este aia că Putin, lui Putin e frică. Lui Putin nu-i convine că se apropie de el, pentru că el trebuie să aibă un spațiu destul de mare în caz că conflictul... Să aibă spațiul de manevră, exact, vorba și de mișcare. În caz de conflict, nu eu, nu teritoriul meu, domnule, ci voi. Americanii la fel fac. A fost război la americani niciodată, de când e. Tot în alte teritorii. Dar problema asta, ca pentru securitatea mea, să fac insecuritatea altui stat sau să-l distrug. Deci asta nu-i... Sunt niște de drept... Din păcate vedeți că... E drept internațional care nu... decizie criminală, ea spune eu, a lui Putin, de a declanșa războiul în Ucraina, a pus pe jar, de fapt, toată Europa și sub semnul nesiguranței, dacă asta incertitudinii vis-a-vis de ce va fi mâine, pentru că nu știi ce îi trece prin cap și unde mai atacă. Dar, în altă parte. Dar să declanșezi în halul ăsta, domnule, războiul ăsta, la o țară care nu te-a atacat, nu ți-a făcut nimic absolut. În halul ăsta să trimiți tu mii de tancuri, sute de avioane, de rachete, de ultime rachete de grad și de strigător. În momentul în care nu ești partenerul lor, automat ești catalogat dușmanul lor. Și noi cu mine, împotriva mea. Deci, ăsta e principiul. Cu siguranță așa s-a judecat. Băi, dacă nu împărtășește în totalitate ceea ce noi dorim, înseamnă că nu e alături de noi. E un dușman. Nu e încă un membru NATO, nu e membru UE, dar nu e nici neutru. La el este numai ăla cu el care îl sugrumă, care îl stăpânește. E guvernul lui, e marioneta lui, deci să facă totul. Și cum zice el, deci aici, uitați la psihologia lui. Nu știu, eu nu sunt psiholog de profesie, dar cât de cât așa mă uit la trăsăturile caracteristice un om și pot să-mi dau seama, e bun, e rău, e mincinos, e... Da, tot așa făcând o paranteză oarecum sub formă de glumă, și băi, ne-am săturat deja de prostiile făcute de bătrâni care se repercutează asupra tinerilor. Ia uite, Putin la 73-4 de ani, cam acolo mi se... Nu, 69. Numai 69 ani, nu știu de ce avem senzația nu, 69, că e peste 70. O secundă, te întreb un pic. 69, dar săptămânal se duce să-și facă fața, să-și întindă pielea, să pară, de aia lumea are... Deci e botoxat, cum exact, s-ar zice, nu? Dar are mulți fani, că uite cum arată și mă gândesc că și... Bine, acum și la 70 de ani, bine, sunt și persoane care n-au intrat la
aceste tratamente cosmetice care arată care ok, arată, deci da, e problema. Eu mă refer, toată lumea îmbătrânește urât. Mă refer, și la fel. Sigur că da, mă refer la el. Că... Să sperăm că totuși... Cât poate dura? Cel puțin așa, la modul speculativ, pentru că dacă toată lumea și chiar Putin credea că în două zile execută Ucraina și își impune el ceea ce dorește, adică am înțeles că guvernul lui și toate celelalte, adică un guvern marionetă care să răspundă la toate chemările și la toate sugestiile Moscovei. Bun, planul s-a stricat, da? Iată că imediat e o săptămână de când... Planul s-a stricat și el nu mai are ieșire. Bun, acum el e într-o situație, hai să zicem, inclusiv caragioasă. Foarte, foarte. Inclusiv caragioasă, penibilă chiar. Asta e. Asta acum e. Nu știe cum să scoată cămașa, nu? Vii cu armata aia infailibilă, cu atâta armament și care atâta propagandă s-a făcut la tancul și la armamentul ăsta grad și celelalte buc. Dar săptămâna asta de război ruso-ucrainean a dovedit un lucru care nici Putin cred că nu și l-a imaginat, acea degringoladă, acea lipsă de coordonare din ceea ce înseamnă trupele rusești, adică trupele Federației Ruse, pentru că, zic eu, la atâta tehnică militară care depășește Ucraina de câteva ori, la incomparabil, atâția militari cât a amplasat Putin în jurul Ucrainei. Păi da, teoretic, dar și practic, trebuie să fie un linșaj, dacă se poate spune așa, din partea rușilor. Da. Deci, la asta s-a gândit el. O socoteală vis-a-vis de tehnică, vis-a-vis de raportul de forță, zice, băi, îi mătură în două zile și zice, băieți. Și experiență în războaie. Și experiență în războaie, pentru că el a mai dus războaie. Avea Georgia, avea Cecenia. Da, dar știm bine că istoria a dovedit că soldatul sovietic e și parșiv, e și ăla care dacă te poate, te păcălește și știu eu, îți face surprize. Deci, cu alte cuvinte, se pare că totuși acele caracterizări, dacă le putem numi așa, defavorabile vis-a-vis de soldatul rus, se păstrează și astăzi. Domnul Nică, există o diferență atunci când ești agresor și atunci când te aperi, când ești la tine acasă, când ești patron și știi pentru ce lupți. Pentru că tu dacă ai intrat la mine acasă ca un hoț, deci vrei să mă furi, eu mă apăr cu orice. Eu știu că în spatele meu este casa, în spatele meu este familia, în spatele meu este copilul, în spatele meu este soția. Deci eu, la mine nu mai contează. Pe când hoțul, când intră și mă vede pe mine, încearcă să fugă. Sau îmi dă în cap fără să știu, prin surprindere, sau fuge. Bine, acum, de regulă, când mergi cu gânduri din astea, zici, băi, totul sau nimic, adică nu mergi pe jumătate de măsură. Cu gândul ăsta a mers el, nu și trupa. Trupa s-a dus, pentru că trupa, mi se pare că a fost înșelată, că au luat prizonieri și niște copii tineri de 18 ani. A zis că lor li s-a promis că se duc la manevre. Nu la război, ci la manevre. Ce a fost în Belarus? Și nu țineți minte, că tot a mințit pe toată Europa și toată lumea. Că el nu, că el face manevre, că nu ne spuneți voi unde să facem noi, ce mișcări să facem. Uite unde a ajuns. Asta a fost manevre. Și de aici și copiii ăștia tineri, că ucrainenii au făcut un site pe care arată documentele și soldații, ca mamele să-și recunoască copiii, să vină. Se pare că armata și-a dat seama că a fost indusă în eroare. Ce se întâmplă? Înseamnă că în condițiile în care armata îl părăsește, cum s-a întâmplat și la noi, securitatea l-a părăsit pe Ceaușescu, evenimentul pierdut, dacă nu, mi-a spus nu, așa. La ruși nu se întâmplă asta. Și acolo vor fi trădări. Deci, nu se pune problema. Dar nu așa. Dar capacitatea lui de luptă, adică a Federației Ruse, bineînțeles. Rezultatele scontate nu se mai confirmă. Deja s-au dus. Și atunci ești într-o fundătură, dacă e bine spus așa. Deci, băi, cum să ieși din acest marasm? El știe foarte bine că e deja în degringolată și în decădere. De aia el acum face și presiunea asta psihologică cu armele nucleare. Că vedeți, ați văzut ce a declarat, n-a văzut istoria ce o să fac. Deci la ce putea să referă decât la arma nucleară? Dar până să ajungă acolo mai durează. Bun, dar de Boris Yeltsin
se temeau oamenii că era acela și bătrân, nu, poate și senil și alcoolic, adică cu vodka și cu celelalte. Da, da, da. Zice, băi, să nu facă Boris Yeltsin într-o gafă cu... cu armament nuclear. Armamentul da. Nuclear. Uite, acum i-a călcat pe urme Putin, tot cam spre aceeași vârstă, oarecum. Da, dar ăsta e psihopat. Ăsta nu e, ăsta nu e normal. Ăsta nu e normal. Omul ăsta ce să spun eu? Toată lumea are convingerea că mai are în jurul lui și oameni sănătoși la minte. Deci aici e o speranță. Speranța, dacă speranța e, omenirii, da. Dacă e da, da, bine da. Spus așa. Au convingerea că mai sunt în acel cerc care îl considerează, care îl susțin nu știu, și oameni. Nu știu dacă e adevărat, am înțeles că deja câțiva miliardari l-au părăsit. Că știi că la junta miliardarilor și atunci aia sunt în jurul lui. Am înțeles că deja câțiva l-au părăsit. Iar dacă țin bine minte, au anunțat când delegația ucraineană este Abramovici. Bine, acum asta auzeam și eu din lumea sportului. La negociere. Ar fi făcut un pas înapoi că nu, el tocmai... A plecat de la Chelsea, dar am înțeles că face parte din echipa Ucrainei. Așa este, tocmai de aceea zice că ar fi făcut pasul în spate pentru că e în anturajul lui Putin. Lui Putin, da, da, da. Da. A, probabil, deci asta, da. Asta erau discuțiile acum, cât sunt de credibile sau știu eu, semire, e da. Mai greu de da, da, da. Apreciat. Dar culmea este că, eu asta n-am reușit să înțeleg, probabil totuși dovedește patriotism. Președintele Ucrainei, și băi, nu mă las în mâinile voastre ale americanilor să mă scoateți, că zice, aici au nevoie de coordonare, au nevoie de bani și de da. Armament. E nevoie de suflet. Că în, deci nu știu în ce măsură însuflețești este poporul. Chiar așa, dar e probabil ceva. Vă gândiți cumva că să nu fi fost în Kiev și să fi vorbit din altă parte? N-aș crede, pentru că a apărut acolo cu guvernul și îmbrăcați și mai greu de spus că în altă parte. Și... Bine, acum, vreme de război, te poți aștepta la tot felul de sigur, propaganda... mașinațiuni, la tot felul de scheme din astea, tocmai pentru a deruta adversarul. Da, dar important este că a dat pulsul poporului, că uite, se înrolează lumea, nu? Vorba dumneavoastră, și femeile, și tineretul, fete tinere, am văzut, el a spus așa, toți cei care știți să puneți mâna pe armă, înrolați-vă. Bine că a făcut ei pregătire înainte, deci n-a fost... Că erau și glume cu puștile de lemn. Nu știu în ce măsură a fost... Da, dar iată că într-o situație de genul ăsta, cred că o serie întreagă de state din Uniunea Europeană ar putea fi în impas, inclusiv România, în condițiile în care de câțiva ani de zile buni nu mai este stagiul militar obligatoriu, nu mai este pregătire militară, nici cel puțin cum era pe vremea când eram noi tineri. Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, erau tot felul de modalități din astea, cât de cât de a familiariza tineretul cu arma, de a îl învăța cum să ia o linie de ochire, ce să facă cu ea. Deci, la un moment pot apărea probleme. Ferească Dumnezeu, vorba aia, dar... Am auzit la televizor, domnul general Bălăceanu a amintit ceva, că s-ar putea să fie și la noi, în Ucraina sunt acum deja grupuri regionale de apărare, la nivel de regiune, la nivel de orașe, contează foarte mult, uite acum în războiul ăsta. Ai deja, cum să spun, un azimut de orientare, de coordonare, de... Și noi aveam gărzile patriotice, păi asta nu? Zic, asta, și atunci a zis domnia sa că... E nevoie și la noi și speră că apare legea în care să fie din nou reluată, nu chiar să se... că nu putem renunța armata profesională, suntem în NATO, deci nu... Dar să fie, cum am zis la început, să poți purta războiul întregului popor. Adică toată lumea aptă de armă... Adică o minimă pregătire... sigur că da, sigur nu că ar da. Strica. Sigur dar că da. Mai sunt încă și astăzi mame și persoane care au spus, băi, armata era bună, măcar pentru câteva luni de zile ca să te ordoneze ca și tânăr, adică să ai un alt mod de aborda anumite lucruri decât face mama, face. Adică acolo te face... îți dă o anumită autonomie. Băi, șosetele mi le spăl și eu, independență. Nasturii trebuie să mi-i cos eu sau ceva de genul. Nici eu n-am fost de acord să fie armată un an și două luni pentru că e prea mult. Era suficient 6 luni de armată, dar să fac armată, nu la cules. Dar nu căprărie.
Și asta adică este. Să ne înțelegem, și pentru că bine, pe vremea când am făcut și eu armata și alții și alții, erau și descreierați din ăștia ca zice, băi, las că fac acum cu voi. Căprăria a plecat de la unul la altul, deci se moștenea. Și dacă și pe mine mă frecați, o să frec și eu. Aici chestia deja de... Mi-aduc aminte că eu am făcut la termen redus și mi-a dat un caporal de la trupă. Ca și... Comandant de pluton sau... Nu, era sergent de serviciu, vorba aia. Adică până ce am învățat și noi cu ce să mănâncă armata. Și a început băiatul să facă căprărie. Seara, la programul de seară, la chestiile astea. Și, un moment dat, s-a apucat... Aveam niște băieți din Cujir, de la renumita fabrică de mașini de spălat, vorba bine. Cei care au protestat acum în zilele trecute. L-au prins pe băiat într-o seară, au pus pătura pe el și l-au executat. În cealaltă zi dimineață s-a dus la comandantul de companie și a raportat că nu mai are termenul redus, nevoie de sergent de serviciu de la trupă, că se descurcă singuri. Deci el a vrut să iasă deja de acolo, că nu mai are ce face. Deci căprăria nu și-are rostul. Da, revenind la Ucraina și la refugiați. Ce crezi sau credeți că ar avea nevoie, pentru că la nivelul județului Satu Mare am înțeles că lucrurile s-au cam pus la punct vis-a-vis de asigurarea anumitor condiții minimale pentru cei care vin și pentru tranzit, deci nu pentru caza pe săptămâni și luni. Nu, prea puțin rămân aici, restul se duce, vorba dumneavoastră, în tranzit spre țările occidentale. Cum am zis și înainte, poporul român s-a mobilizat extraordinar. Extraordinar de a primi acești nefericiți. Chiar am mulțumit și Zelenski. Am mulțumit poporului român, am mulțumit conducerii României pentru modul exemplar în care ajută atât pe refugiați, cât și în urma acelui ajutor militar. Deci punând toate ranchiunile la o parte. Da. Vis-a-vis de acele... Apropo, să discutăm un pic. Da, așa mai scurt, fără să intrăm în detalii. Scurt că mai avem vreo 2 minute. Fără să intrăm în detalii. Ranchiunile astea, am discutat cu mai mulți colegi și, domnule, astea se discută la masă rece. Pe timp nu fierbinte, ci rece când este. Asta se discută diplomatic. Nu acum când e înfierbânțeala în toată Europa și... Anumite persoane zic, așa vă trebuie. Așa vă trebuie. Adică, da. Ucraina exclusiv, are ce și-a dorit, da. Acum, știți cum nu suntem. Dumnezeu nu a creat pe toți la fel. Fiecare cu părerea lui, fiecare cu caracterul lui, fiecare cu judecata lui... Iarăși vis-a-vis de... Trebuie să ținem mult de rațiune, să avem rațiune. Iarăși de tratatele încheiate de România cu Ucraina. Și acolo au fost cu anumite greșeli, adică greșeli în defavoarea României la un moment dat. Am vrut să intrăm în NATO, altfel nu puteam să intrăm. De-aia zic, deci... Dumneavoastră, ce credeți acum? Dacă Ucraina ar vrea să intre în NATO, mai intră în NATO? Deci până are probleme cu Rusia. Deci, automat, dacă ăsta e criteriul de a intra, pentru că NATO nu are nevoie de războaie. Da, se numește și defensiv. Ea e defensivă, nu să atace, să... Bun, dar totuși are acea putere de a zice, bă băieți, stați cu minți că suntem, vorba proverbului, proști, dar mulți. Da, să știți... cum zicea Lăpușneanu. Da, dar să știți că asta e bine. Asta e bine. Pentru adică eu anume solidaritate și zice, băi, și ăla, și ăla, exact așa cum au venit aici în România. Au venit trupe din Germania, din, nu știu, dintr-o grămadă de țări. Da, NATO, câteva mii de soldați care au devenit consumatori, dacă e bine spus așa. Iar cineva făcea o glumă, băi, zice, dacă vine tehnică militară, zice, vine și cu motorină și avem asigurată motorina. Știți cum e? Și pacea se plătește, și pacea costă. Deci nu poți să fii cu de toate. Trebuie să fie un echilibru între ce dorești. Vrei? Bine, așa ar fi ideal, dar în momentul în care ar exista echilibru pe toate planurile, poate ar fi viața monotonă, ar fi mai greu de suportat. Dar nu există cum să se satură de prea bine și atunci caută ceva. Da. În ultimul minut, cum veți ajuta, revin cu întrebarea, armata ucraineană? Chiar într-un astăzi, minut, nu... Chiar astăzi am discutat cu domnul Giuseppe Pavone, proprietarul GP Sofa.
Pe mine m-a abordat niște prieteni, prieteni de când am fost eu activ încă în Poliția de Frontieră, că le trebuie, la armată, trebuie truse de prim ajutor. Am luat legătura, cel mai mare a fost legătura cu domnia sa și dânsul s-a oferit să rezolve problema asta. Pentru că am spus și înainte de a intra, la începutul emisiunii, cei nefericiți care au intrat aici, cât de cât știu că sunt în lumea liberă și cât de cât sigur. Dar ăia de acolo nu știu ce, n-au nimica, n-au nicio speranță. Și culmea e că nu vorbim de militar de carieră, numai de militar de carieră, care zice, băi, asta e munca mea, am exact, știu ce exact. Angajez și exact. Ce fac. Dar sunt aia care au rămas acolo, copii, da. Spitale, n-au nimica, aici e problema. Da, iată că timpul alocat emisiunii s-a scurs. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc și încă o dată vreau să transmit mulțumiri întregului popor român, sătmărânilor, oameni de mare suflet. Nu vreau să amintesc pe nimeni aici, dar să știți că ar merita, n-ar ajunge un tabel de 3 pagini. O statuie, să știți. Stimați-le spectatori, în speranța că se va termina curând războiul în Ucraina și faptul că invitatul meu, Pavel Podaniuc, v-a prezentat câteva aspecte legate de acest război normal considerat de Ucraina și de către o serie întreagă de state vest-europene nedrept. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV.